Ei, luxe! Aș dori ceva elegant în acest clip. Și după aia ne lăsăm la sfârșit. Oh, ceva elegant! Așa. Ia uite-l cum e. Uai, leu, cum e ăsta. Mai lei, bagă baterii. Bun. Gogo, vaporesul luxe. Luxe. Televizorul. Luxe. Visul copilăriei noastre. Stai așa, luxe 2. Luxe 2, da. Avem și ora corectă pe el, că așa este. Păi ești nebun. Da, bineînțeles. Da. Da. Și data, a 7-a 23. Bă, 2020. Ce deștept. Bă, luxe. Ești mod cu televizor, cu ceas de pus pe birou și vezi că pe ăsta poți să-l programezi să stea o oră cu vibrator, cu ecran color, frumos HD cum trebuie. Ce HD că e 4K? Da, chiar și așa. Un mod dual să nu fie... De fapt, stai că nu știu foarte... Astea high-end foarte scumpe. Bă, un mod dual mai frumos decât ăsta eu nu am văzut. De... Deci fără nicio catering, că nu fac mișto. Are display-ul mare și este impresionant display-ul ăsta. Are touch chestiile astea pe aici. Are și între meniu. Da. Și vibrații și tot acum nu te mai vibrează, poți că îți place să vibreze, normal. Trebuie să-ți placă. Ca toată lumea. Marmura asta pe spate, care tot timpul la luxe, cel puțin lux a arătat mereu bine. A arătat incredibil. Bun. Specificații tehnice. 2x18650. Este. 5200 de W, da? Ecran de 2 inci pe diagonală, merge cu rezistențe de la 0,03 până la 5 ohmi, în caz că aveai nevoie, da? Are 56 de mm înălțime pe 30 lățime, pardon, ăsta e doar la atomizor, ăsta are 89, 47 cu 29.5 și vine cu tancul NRG-S împreună cu un GT Mesh și un GT4, da? De asemenea, mai e un geam, niște o-ring-uri, cablu USB de care? Micro USB. Încă. Aici încă micro USB. Dacă ăsta avea USB-C, era păcat. Suprem, da? Oricum e... Are electronică de-aia ultra inteligentă. Pui, scanează, face, drege, îți spune, îți recomandă. Meniu să te pierzi în el fără probleme. Ceas, calendar. Ce să mai vrei, bă, băiatule? Ce? Bă, n-a apăsat pe el, că trebuie să navighezi. Da, tot timpul am tendința să apăs pe el. Uite-te și tu. Mamă, dacă te asta zici că e BIOS-ul meu. Zici că e direct BIOS. Uite, du-te, fii atent. Trebuie să-mi pun altă temă. Da. Yellow. Ia uite. Ia uite-l. Exit. Tot galbin. Smart. Off. Off, off, off. Așa. Ce naiba. Keylight. Da, vrem. Keylight. Vibrate, du-te pe vibrate. Și scot asta că nu, dai tare. Gata. Nu, tare am zis. Bă, lasă feedback-ul. De tare, așa. Bă, dar vibrează... Da, mă, nu contează, așa trebuie, ok. Da, mă, și se aprinde și lux, se prinde și luxe 2, tot. Da, nu apăsa, că se prinde fraierul. Se prinde. Se prinde fraierul. Bă, arată bine, se simte bine, mie îmi place că are forma asta lor clasică, luxe. Și luxe ăsta grăsuțul, așa ca mine, cu un dripper de ăsta scund, la 25 de milimetri, ia uite. A intrat ceasul? A intrat ceasul. O oră da. Nu se mai oprește. Da. Revenim la acest frumos mod luxe după nici pauza publicitară. Ei nu știu că am plecat. Ei nu știu că am plecat, dar am plecat, am stat 20 de minute, s-a răcit camera, am vapat jumătate de tank. Ce să zic, e greu, e solid, este un mod pentru bărbați cum trebuie. Dar, spuneam mai devreme că pentru modul ăsta i-a lipsit un milimetru, să-i zic lui Fane, bă, ăsta-l păstrez eu. Unde e milimetrul ăla? Hai să-l aprinde, uite-l aici. Aha. Uite-l aici. Că se vede lumina, a? Da, uite, pe aici probabil că vedeți și voi, nu știu. Ești deja, cum să zic, chițibușar. Deci dacă ești plasticul ăsta intră puțin mai mult înăuntru... Dai cu marker pe acolo, îți bag eu niște scoci. Este tentantă oferta ta. Bă, ăsta e un mod pentru băieți adevărați. Păstrează.
Cât de mult ai vrut un model? Serios? Par mai entuziasmat decât ai fost de drag. Bă, dar e frumos. Știi, noi facem caterincă și glume pe live cu ăla. Dar este chiar interesant. Uite, uite de al dracu și de ambițios pe live. Îmi pun așa în colțul biroului unde bate camera la colț, ăsta să-mi arate ora. Așa. Bun, acestea fiind spuse, jucăria și-a dovedit robustețea și fiabilitatea în timp. Luxuri de-astea am văzut foarte puține stricate, dacă am văzut stricate vreunul. Finish-ul e foarte frumos, însă aveți mare grijă cu el. Ai plastic pe față, plastic pe spate, nu e sticlă gorila, s-ar putea să se zgârie. De fapt, ce zic s-ar putea? Dacă îl pui și îi faci așa pe masă, o să-l zgârie. Aluminiul ăsta pe margine, la fel. Aluminiul să știi că se ține bine. Se ține bine? Da, aluminiul se ține bine, însă plasticul ăla o să se vadă pe el. Am văzut băieți cu huse, nu prea a ajutat foarte mult. Ideea e că trebuie să ai grijă să na, nu-l bași cu chei, să nu joci fotbal cu el pe masă. 2,18-650 de lovit lovește corect, autonomia e bună. Electronica e foarte bună. Nu să știi că mulți zic, domnule, consumă display-ul bateria. Bă, eu pot să vă zic că am ținut o săptămână jumate și nu cred că am consumat un sfert ceasul ăla, mergând non-stop. Deci nu, display-ul ăla nu consumă 2, 3, 5.000 de miliamperi cât sunt pe bateriile alea. Era frumos softul ăsta să fie cumva open source. Să putem să ne bucurăm și noi de ecranul ăla mare. Aveți grijă la atomizorul ăsta, cu umplerea asta frumoasă, da? Pac, cu tare, cu tare, că dacă îl strângi... Se desface? Da. Uai, nu îl strângeți. Și dacă îl desfaci, Dacă îl desfaci, se strânge, exact. Ăla e marele lui secret. Când îl strângi, se desface. E pe invers. Mm-hmm. Și da. Bun, se umple ușor. Aroma e bună. GT-uri sunt cât în lună, cât în stele. Da, rezistențele sunt foarte corectă. Ok. Atomizorul și rezistențele sunt foarte ok. Atomizorul îmi place că e negru mat, la fel ca ăsta. Se asortează bine. Ăsta cu ăsta e de acolo. E de acolo. Kit-ul e bun. Modul e bun și frumos. Bă, și ne place. Dacă vrei un mod dual de ăsta care să arate bine... nu știu altul mai nu elegant. Nu ai băieță pănos, e șmec. E șmec. E șmec. Șmec. Înainte da. erau genurile alea negru gradient. Da. Negru cu auriu. Și alea foarte elegante. Dar acum de când pusei mâna pe Luxe 2, ce să zic că sunt cel mai frumos. Magneții, nu merg decât într-un sens, așa cum și trebuie. Așa cum a spus. Să te bucuri de el, să stăpânești sănătos. Mulțumesc frumos. Așa. Dar nu trebuia. Asta e. Nu vrei să mi-l ambalezi, să mi-l dai cadou de Crăciun? Ba da, cum să nu. Dă-l încă. Păi bine, să fie surpriză. Așa, da. Să văd eu ce pui în colț joi pe live. De fapt, stai așa că dacă joci cărțile corect, s-ar putea să pui clipul ăsta chiar când trebuie. Pe vezi. Acum se apropie Crăciunul. Da. Și apropo de Crăciun, vine Moș Crăciun și Moș Crăciun nu vine dacă nu dai pe clopoțel. Pe clopoțel de subscribe, atât la Academia de Papat, cât și la canalul Ștefan NT pe YouTube, unde face singur unboxing cu lumină altă culoare decât asta, să pui și tu alta, nu tot asta. Știi că eu nu fac chiar așa multe unboxing-uri. Nu contează, dar îmi place mie să zic că te vezi exact ăla, e unul singur care stă la masă, deci face unboxing, nu contează. Ah, da, corect, corect, da, așa este. Unde e unul care stă la masă, clar, nu, unboxing. Dar mai e unul care stă pe Instagram, pe persoană fizică și pune poze cu tatuaje de-astea noi și tare mie că o să ajungă Yakuza până 2-3 ani de zile, nu o să-l mai vedem, că o să se tatueze tot. Își tatuează și globul ochilor, așa, și face negri. Ba da, ba da, te faci demon eyes. Vreau să-mi pun cercei. A, neapărat ăsta, cock ring-uri de-alea mari, cu mare și despot, da, bravo, da, da. Mai am un pic și... Nu, bă, chiar așa de mare. Bă, omule, potorești. Nu, ești băiat în toată firea. Nu pun doar nasturi așa. Tu deja, cum să zic, early a midlife crisis, dacă spui de-alea. El are 20 de ani, își permite. Tu ce mai faci cu aia? Și eu cât am? Dragule, să zicem doar, când aveai tu 20 de ani, se vindea tech. Sunt bătrân, m-a făcut bătrân. Dați... Bătrâne, hai că mergem la Nani acum, vedem cât ai venit talonul de pensie. Comentați la clip dacă vă place Luxe sau nu. Nu, știți ce comentați la clip? Scrieți-mi în secțiunea de comentarii a acestui clip câți ani are Gogo
Și extragem din câștigători. Din câștigătorii care chiar au ghicit. Câți, ce premiu le dai? Am niște lichide pe la muncă, de la Monsta Vape. Monsta Vape? Sunt Monsta... de scumpe. Da, 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 da. Da. Și noi ne facem lichide acasă, nu? Ca săraci. Că alea bune le dăm la copii. Așa Bravo. Trebuie. Da. Bine. Și trebuie să le dai un indiciu despre vârsta ta, gen. În copilăria mea jucam șotronul sau nu știu, luam rângi în cap, ceva. În adolescență, da, am prins Mircu. Ok. E destul? E destul. Da. Am prins rețea pe cablu BNC. Până data viitoare, eu am fost Fane. Eu am fost Gogo. Și voi ați fost la Academia de Vapat. Toate cele bune. Vă pupăm. Pa! Pa! Nu ai să pui concurs după ce vezi sfârșitul clipului, da? În titlu. Nu. Concurs în titlu.